Salut, Costin! Ce faci? Ai întârziat la meciul săptămânii? Salut! Da, din păcate am fost prins cu munca și eu și încă vreo doi colegi de-ai noștri de bază și nu am putut să ajung. Am ajuns în ultimele 5-6 minute. Asta este. Până la urmă, oricum, a contat că ai dat un gol în final, 5-5, rezultat bun, cum îl vezi? Nu știu, nu pot să zic dacă este echitabil sau nu, pentru că nu am văzut meciul până am venit, eu am venit ultimele 5 minute, nu pot să zic cine a controlat jocul, o să mă uit acasă pe filmare, dar una peste alta, cred că meritam să câștigăm, când am venit era 5-4 pentru noi, ne-am egalat, eram condus noi 6-5 pe final, cred că oarecum meritam victoria, după care am condus de atâtea ori. Cu egalul acesta, oricum, treceți pe prima poziție, din ce am văzut eu, care e obiectivul vostru sezonul ăsta? Obiectivul nostru este ca în fiecare an, indiferent de liga unde jucăm, să câștigăm, să luăm campionatul, să promovăm și să fie atmosfera frumoasă la echipă. Din păcate, ne-am urcat de 3 ori sezonul ăsta pentru că nu ne-am strâns, pentru că e greu cu munca și că numai la 8 noi venim de foarte departe, de 1 decembrie, traficul aglomerat e foarte greu să ajungi față de alții care stau în București, dar ne străduim să ducem competiția până la capăt. Tu ai rupt plasele sezonul trecut în două, sezonul ăsta ți-ai mai propus un obiectiv personal ceva? Sezonul ăsta e mai greu, pentru că mi-a născut soția, am un copil mic acum și mi-e mai greu cu fotbalul de astea și întârzi, am alte preocupări acum decât fotbalul și acum fotbalul a devenit pe locul 2. Dar încerc să ținem standardele de sus, ca de fiecare dată. De competiție ce zici? Foarte bună competiția, mai ales că eu o știu de atâtea sezoane de când joc, foarte bună din orice punct de vedere și din ce în ce crește mai mult această competiție. Mersi mult și baftă!